Începutul lunii martie ne reamintește tuturor despre rolul incontestabil al femeii în societate. Aproape în toate localitățile s-au organizat evenimente festive dedicate celor mai minunate ființe din viață, femeilor. Sala Centrului de Cultură din Petrunea a devenit prea mică pentru toți spectatorii care au venit la concertul dedicat femeilor de toate vârstele și profesiile, soții, mame sau bunici. În cadrul spectacolului, zeci de tineri, tinere, dar și oameni de toate vârstele au dorit să-și exprime profundul sentiment față de cea mai gingașă ființă. Scenariul spectacolului a vorbit despre importanța evenimentului, despre respectul și dragostea pentru femeie, aducând un omagiu mamei, soției, iubitei, prietenii sau colegii de muncă. Autoritățile publice locale din Petrunea au adus în dar reprezentantelor sexului frumos câte o floare, gânduri și sentimente încărcate de admirație și recunoștință. Potrivit primarului satului Petrunea, luna martie ridică femeia la rang de regină, de înger, de stea strălucitoare, la superlativul de cea mai bună ființă, cea mai sensibilă, mai emoționantă, mai înduioșătoare, mai iertătoare. Viața trece, totu-i trecător. Viața trece și mi-este dor. Mi-e dor de care... Stimate doamne, domnișoare, stimate mame, cu adevărat, sărbătoarea de 8 martie este o sărbătoare internațională. Odată cu venirea primăverii, vine cea mai frumoasă sărbătoare din lume, o sărbătoare care sărbătorește pe întreg globul pământesc, sărbătoarea femeii. Și noi astăzi, în satul Petrunea, petrecem această frumoasă sărbătoare împreună cu artiștii noștri din sat. Vreau să mulțumesc frumos la toate mamele, domnișoarele, doamnele care au venit astăzi să privească pe acești frumoși copii, artiști, care vor evolua în fața dumneavoastră. Un repertoriu original, reprezentativ, fiecare cu stilul de interpretare, punând suflet în evoluția scenică, artiștii au susținut un recital de muzică populară. Copiii și tinerii îndrumați cu pricepere de conducătorii artistici au avut o evoluție de excepție. Seara s-a încheiat cu un spectacol de satiră pregătit de artiști ai trupei de satiră care a făcut sala să izbucnească în hohote.
spectatorii au apreciat efortul artiștilor cu aplauze furtunoase.